Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a mers astăzi la locul atentatului în care au murit 4 persoane și au fost rănite cel puțin alte 15. Însoțit de mai mulți credincioși români, ierarhul a depus flori și a aprins candele în memoria victimelor tragediei din 7 aprilie. Dis de dimineață am vizitat la spital pe unul dintre răniții români, o credincioasă în vârstă pe care am încurajat-o. Din fericire, este în afara oricărui pericol. Am participat la Sfânta Liturghie, iar acum, după slujbă, fiind Duminica Floriilor, iată, la Stockholm avem florii sângeroase. Am pus o floare și am păstrat un moment de reculegere pentru cei care și-au pierdut viața vineri în atentatul care a avut loc aici, în Stockholm. Trăim vremuri tulburătoare, în care parcă s-a luat pacea de pe pământ, așa cum ni se spune în Apocalipsă, însă nu ne descurajăm, ci ne punem întreaga nădejde în Hristos, Cel care a biruit iadul și moartea prin învierea sa cea de a treia zi. Preasfințitul Părinte Macarie a vizitat de dimineață la spitalul St. Gjorans din Stockholm pe păpușa Ciuraru, cetățeanul român de etnie romă rănit în urma atentatului.